zi de toamnă m-am născut, când frunza se așterne pe cărare, iar viața ce iubesc atât de mult e plină de miracol și splendoare. Și e o zi de toamnă m-am născut, când se adună în flori melancolia, mă însoțești acum ca la început. Doamna Liza, bună ziua și bine v-am găsit! Noi suntem de la compania Surprize Flori și am venit să vă bucurăm această zi minunată, că sunteți o măgeată și împliniți o vârstă frumoasă. Și în primul rând vreau să vă mâin acest buchet de flori care vă aparține dumneavoastră, să vă bucure sufletul. Desigur o tortă, ca să fie dulce inima dumneavoastră și pe cei care vă înconjoară. Și o șampanie ca serviți în cinstea sănătății dumneavoastră. Cum v-am mai spus, această surpriză vine din partea lui Maricica și Alin, care sunt în departare și n-au avut posibilitatea să vă mână acest surprize personal. Dar pentru asta existăm noi și vreau să vă citesc și câteva cuvinte. La mulți ani, scumpa mea, dragă mătușă, cu ocazia zilei tale de naștere, îți urez să ai parte de bucurie și fericire și împlinire și ce este mai de preț, sănătatea. Vreau să știi că îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine și pentru momentele de susținere. Îți mulțumesc pentru simplu fapt că ești și vei rămâne o mamă pentru mine. Te iubim, dragă mătușă, din partea lui Elin și Maricica. Mulțumim foarte frumos! Frumos cadou ne-a făcut nepoțica, nu m-am așteptat așa ceva. Eu m-am gândit la alte marcele. Dacă noi am vorbit, alte probleme avem de acum. Mulțumim din tot sufletul. Sănătate și lor le doresc, și la fete, și la familia lor. Mulțumesc foarte mult, Alin și Maricica, nepoței mamei și nepoței nanei. Și e un zi de toamnă m-am născut, când frunza se așterne